acest an sunt peste 3.000 de sesizări făcute pe colectarea deșeurilor, deci ceea ce se ridică de la platformele de gunoi și ceea ce se ridică din pubelele cetățenilor care stau la case, în locuințe individuale. Și de asemenea, 10 de sesizări cu privire la curățenia căilor publice. Am văzut, de exemplu, că cei de la Regia Autonomă de Servicii Publice consideră că își îndeplinesc obligațiile pe care le au vis-a-vis de această situație a salubrității în municipiul Ploiești. Și de asemenea că, la nivel de Ploiești, gradul de satisfacție al cetățenilor pentru serviciile de salubritate este unul de 100%. După cum vedeți, eu consider că peste cele 3.000 de sesizări vin în contradicție cu ceea ce spune RASP-ul și, bineînțeles, exprimă realitatea pe care noi avem în municipiul Ploiești. Drept pentru care am făcut o adresă inclusiv către instituția prefectului, pentru că avem o situație care, din păcate, se amplifică și degenerează pe zi ce trece, cea deșeurilor care sunt neridicate la timp de către operatorul economic, de către Rosal, de pe aceste platforme și care, din cauza temperaturilor ridicate și a mirosurilor care sunt insuportabile, pot de asemenea genera și situații care pot periclita sănătatea cetățenilor. Deci am făcut către instituția prefectului și solicitare de convocare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, pentru că noi suntem într-un contract, da, prin Consiliul Județean încheiat, în care sunt mai multe localități din județul Prahova și atunci când discutăm de mai multe autorități publice locale, este de competența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de a constata și de a lua măsuri în această privință. Nu este singura acțiune pe care eu am făcut-o referitoare la situația salubrității în municipiul Ploiești. Știți de asemenea că am făcut și fac în continuare sesizări către Direcția de Sănătate Publică, către Garda de Mediu, către Agenția Națională care reglementează serviciile de utilitate publică. Din păcate, în ultima perioadă de timp, nici nu mai primim răspunsuri din partea acestor instituții. Ba mai mult, atunci când am primit la primele sesizări astfel de răspunsuri, așa cum am precizat și dățile trecute, aceste instituții se transformă în avocații acestei societăți, acestui operator economic, el explicându-ne prin aceste adrese că operatorul economic nu își poate îndeplini activitățile din cauza faptului că angajații lor sunt în grevă. De parcă aceasta era problema care ne interesa pe noi. Pe noi ne interesează situația în care se află municipiul Ploiești în momentul de față privind deșeurile. Totodată am solicitat rezilierea celor două contracte. Atât contractul pe care îl avem direct pentru curățenia căilor publice, dar și contractul încheiat la nivel de județ pentru colectarea deșeurilor de pe platformele de gunoi și deșeurilor menajere de la locuințele individuale. Din păcate, și este lucru pe care cred că l-am făcut de peste un an de zile, atrăgând atenția atât conducerii Consiliului Județean cât și ADI-ului asupra faptului că situația care exista acum un an de zile și care nu era atât de gravă cum este în momentul de față, va degenera și se va ajunge exact unde s-a ajuns astăzi. Din păcate, nu s-a luat o decizie pe acest subiect, au fost numeroase întâlniri. Iar în momentul de față, deși Consiliul Județean a spus foarte clar că va rezilia contractul pe motivul că acest operator economic nu și-a plătit redevența, ne-a solicitat inclusiv o hotărâre de Consiliul Local pentru confirmarea acestui lucru, fapt pe care, pentru care noi luni o să avem o ședință de Consiliul Local în care am propus acest lucru și apoi cu decizia pe care mi-o va da Consiliul Local mă voi duce la ședința ADI-ului pe data de 26 ale lunii. Pe lângă toate lucrurile acestea, știți foarte clar că am solicitat Regia Autonome de Servicii Publice, dar și poliției locale, să ia măsuri împotriva operatorului. Da? S-au dat numeroase amenzi până în momentul de față, în special de către poliția locală, iar poliția locală, pe de altă parte, a dat sute de amenzi către
cetățenii care depozitează deșeuri în zone care nu sunt amenajate pentru astfel de situații. Constat însă că Regia Autonomă de Servicii Publice și nu numai Regia Autonomă de Servicii Publice, m-am constatat inclusiv că și cei doi viceprimari au devenit un fel de PR al acestei societăți numită Rosal. Și în loc să meargă în teren și să lucreze cot la cot pentru a putea scoate la lumină această situație, găsesc motive și scuze pentru această societate pentru a nu-și îndeplini atribuțiile, obligațiile contractuale pe care ei le au. Din contră, inventează tot felul de lucruri care pun presiune și mai mare pe un buget al primăriei municipiului Ploiești, care este un buget de criză, așa cum știți. Și, într-adevăr, nu trebuie să uităm faptul că acest buget de criză este datorat și acelor decizii total irresponsabile pe care PSD Alde le-a luat, fie în Consiliul Local, atunci când a majorat salariile și, bineînțeles, există o presiune foarte mare din cauza acestor majorări de salarii pe bugetul municipiului, dar și deciziilor care s-au luat la nivel de guvern, da? Iar bugetul municipiului Ploiești este și, da, de altfel, al multor alte autorități publice locale, este trunchiat, da? Și în momentul de față sunt foarte multe servicii de utilitate publică care nu își găsesc finanțare până la sfârșitul anului. Dar trebuie să facem o clarificare aici. Tot ceea ce înseamnă deșeuri care sunt neridicate la timp de pe platformele de gunoi, sau deșeurile care sunt neridicate la timp de pe străzi cu locuință, acelea nu au nicio legătură cu bugetul local. Acele deșeuri, ridicarea lor pentru acest serviciu, cetățenii plătesc, pentru acest serviciu societățile comerciale plătesc sau instituțiile publice plătesc, dar nu au nicio legătură cu bugetul local. Problema pe care o avem este aceea că această societate Rosal nu respectă programul de ridicare și de colectare a deșeurilor de pe aceste platforme și de pe străzile respective, generând deșeuri suplimentare în platformele respective, cetățenii depozitând, nemai putând depozita pe platforme și în jurul acestor platforme. În felul acesta, noi de fapt și de drept ajungem să plătim de două ori aceleași deșeuri. Pentru că atunci când operatorul economic vine să ridice aceste deșeuri, el le include în acele deșeuri abandonate, care apoi sunt facturate către primăria municipiului Ploiești, deși ele de fapt și de drept sunt achitate, sunt plătite de către cetățeni. Totodată am solicitat Rosalului să fie mult mai atent cu modul în care realizează monitorizarea acestui serviciu. Am fost în teren și am constatat numeroase abateri din partea inspectorilor în ultima perioadă de timp cu privire la modul în care își realizează activitatea. Am constatat străzi care, deși... Ați spus, am solicitat Rosalul. RSP-ul am solicitat, da, îmi cer scuze. Străzi care, deși se află în modernizare sau în reparații la parcă fiind măturate, avem situații în care Rosalul ridică atât deșeuri abandonate, dar și acea parte de deșeuri care vine din măturatul stradal și care nu ar trebui să se regăsească acolo și, de asemenea, sunt apoi suportate de două ori de către municipalitate și, de asemenea, găsim în deșeurile acestea abandonate și deșeurile menajere pe care cetățenii le lasă în jurul platformelor de gunoi, nemai având posibilitatea să le depoziteze din cauza faptului că Rosalul, societatea aceasta, nu ridică la timp deșeurile respective. Din păcate, am observat o reticență foarte mare din partea angajaților RSP-ului de a lua măsuri în acest sens. Tot la solicitarea mea, RSP-ul a verificat faptul că acest operator economic nu și-a îndeplinit activitatea și programul cu privire la curățenia căilor publice și apoi a început să calculeze penalități. Toate aceste lucruri au fost confirmate și de către Camera de Conturi în urma controlului efectuat,
Da? Toate aceste abateri de care vă spuneam, cu privire la activitatea ROSAL-ului și modul în care RASP-ul își îndeplinește activitatea de monitorizare. Tocmai de aceea am solicitat și o să solicit în continuare demisia directorului și a directorului tehnic de la Regia Autonomă de Servicii Publice pentru proasta gestiune a serviciilor de utilitate publică, în special cea legată de salubritate. În altă ordine de idei, alături de o serie de colegi din primărie, am monitorizat cu atenție modul de ridicare a deșeurilor abandonate de pe domeniul public. Dacă în anumite luni ale anului trecut, de exemplu, aveam peste 100 de tone aproape în fiecare zi, chiar și în zilele de weekend, de deșeuri abandonate ridicate, acum cu o monitorizare atentă și făcând un efort extraordinar pentru a colecta cât mai mult din aceste deșeuri abandonate, noi ajungem undeva la 30-40, maximum 50 de tone pe zi. De altfel, este aproape imposibil ca societatea ROSAL să poată ridica tonajul respectiv, utilajele pe care le are în posesie în momentul de față. Totodată, știți foarte bine, așa cum am mai precizat, am solicitat inclusiv rezilierea contractului pentru curățenia căilor publice. Am făcut o notificare și conform condițiilor contractuale există un termen de conformare de 30 de zile. Regia Autonomă de Servicii Publice a venit după aceste 30 de zile de monitorizare printr-o adresă scrisă în care ne confirmă faptul că ROSAL-ul își îndeplinește în momentul de față toate condițiile, astfel încât nu este necesară rezilierea acestui contract. Dar atunci când ne uităm în municipiul Ploiești, atunci când coborâm în municipiul Ploiești și nu trăim într-un oraș paralel cum trăiesc cei de la PSD-ALDE, și care consideră că este foarte mult loc verdeață în municipiul Ploiești, o să constatăm cu foarte multă neplăcere faptul că ceea ce a scris RASP-ul și a confirmat că ROSAL-ul își îndeplinește condițiile nu reprezintă realitatea. Putem pune întrebări? Vă rog. De la 1 iulie, teoretic, ar trebui să colectăm selectiv și vreau să-mi răspundeți concret, dacă știți, dacă nu, trece. Când începe Ploieștiul să colecteze selectiv, care e diferența de preț de care ar trebui să beneficieze ploieștenii dacă ar colecta selectiv, cât ar fi mai mic prețul, cât plătește primăria pentru că nu colectăm selectiv, și când credeți că va avea Ploieștiul, nu știu să spun, un proiect, un program de colectare a gunoiului real? Că dacă vă spuneți din hârtia aia că se colectă, avem cu 30 la... Deci 30 de tone în loc de 100, adică e de 3 ori mai curat Ploieștiul în punctele negre, domnul primar, cineva va face hârtia greșită. Nu este vorba de aia. Eu trec pe lângă 5-6 puncte zilnic și ele cresc și ca ritmicitate de depunere și ca dimensiune a gunoiului. Realitatea este alta. Ceea ce se confirma înainte, ca fiind cantități ridicate, ca și de... probabil ca să vă taxeze, dar realitatea nu e că e Ploieștiul de 3 ori mai curat în ceea ce privește... Nu, am spus lucrul acesta, am spus că RASP-ul monitorizează în mod defectos acest lucru. Că în trecut i-au confirmat inclusiv situații, au fost zile în care au confirmat au ajuns la 150 de tone pe zi, ceea ce este imposibil de ridicat. Sunt făcute sesizări, v-am spus, și Curtea de Conturi a venit și a confirmat toate aceste lucruri și primăria a făcut sesizări către instituțiile abilitate. Ce? Care ele? Care se ocupă de păi situații de genul ăsta. Parchet, DNA, dați-ne, asumați-vă. Este poliția. La poliție. Bun. Și ați făcut documente? Referitor la... S-a făcut o sesizare de către primărie. S-a făcut o sesizare în acest sens. Bun. Două secunde. Asta să răspund... Hai să o luăm, să ajungem, că era ultima, da? Să o luăm cu 1 iulie. Toate aceste lucruri legate de tarif și... tariful pe care îl va plăti cetățeanul care va realiza această colectare selectivă, va duce partea aceasta de deșeuri reciclabile,
este stabilită printr-un studiu de către, făcut de către ADI, făcut de către Consiliul Județean, urmând ca acest, acest tarif... Domnul primar, de la 1 iulie, deci da. Toate trebuiau, trebuie vorbite la trecut. Începând cu 1 iulie, ploieșteanul ar fi putut să plătească atât. Știți foarte bine, că pe partea de colectare, responsabilitatea cu privire la colectare și stabilirea tarifelor o are Consiliul Județean și ADI, nu municipalitatea. Noi mergem acolo la propunerea acestora în Consiliul Local și votăm aceste tarife. Până în momentul de față nu avem așa ceva. Urmează ca cei de la Consiliul Județean și la ADI să vină către municipalitate să propună aceste lucruri. Noi avem un termen de conformare a unor măsuri în vederea îmbunătățirii colectării selective până în 2021 inclusiv. În cazul în care veți reuși să reziliați contractul sau ADI va rezilia la propunerea dumneavoastră și a altor unități administrative, cine își va asuma găsirea unui nou operator? Vă veți asuma dumneavoastră ca primărie sau revine din nou ADI-ului să caute un operator pentru poate 36 de unități? Nu se poate altfel, pentru că este o regiune în care noi funcționăm, regiunea 2-6, și conform regulamentului pe care noi îl avem la nivel de ADI, este în sarcina ADI-ului de a găsi un operator pentru toate cele 36 de autorități publice locale. În altă ordine de idei, ieșirea din ADI? În altă ordine de idei, în condițiile în care această reziliere nu va trece de votul celor 36 de primării, voi solicita Consiliului Local și voi propune către ADI ca regiunea, ca Ploieștiul să fie o regiune de sine stătătoare. Pentru că nu este posibil ca un număr foarte mare de cetățeni, da? Municipalitatea în această regiune deține aproape 2/3 din numărul populației, să sufere în condițiile în care sunt anumite autorități locale mai mici care nu vor fi de acord cu această reziliere. Aceasta va fi prima propunere. În condițiile în care, și înțeleg că în țară mai există astfel de situații și verificăm acest lucru pentru a vedea cum s-a realizat acest lucru. În situația în care, la nivel de ADI, nu se va decide acest lucru, voi solicita ieșirea din ADI în acel moment. Un orizont că, de timp pentru toate aceste proiecte? Un orizont de timp pentru aceste proiecte, dacă nu va trece, v-am spus, rezilierea acestui contract, probabil că toată această procedură de a face din municipiul Ploiești o zonă de sine stătătoare, va dura ceva, câteva luni de zile, 3-4 luni de zile, pentru că, din câte știu, există necesitatea acordului ministerului, cel care a gestionat programul. Deci putem vorbi de curățenie în Ploiești cel mai devreme, începând cu luna octombrie-noiembrie? Adică ne putem asuma o promisiune de Crăciun, o să avem curat în oraș? Avea curățenie în oraș înseamnă a nu mai avea rosal în municipiul Ploiești. A nu mai avea rosal în municipiul Ploiești înseamnă rezilierea contractului la nivel de ADI. În cazul în care se ajunge la reziliere, cine va plăti viitorul operator? Poftim? În cazul în care se ajunge la reziliere, cine va plăti serviciile Serviciile inițial sunt plătite de către municipalitate. Municipalitatea introduce taxa de salubritate care va prelua acest lucru. Există buget? În momentul în care se va ajunge la acest lucru, va exista și o propunere de buget pentru a putea... municipalitatea își recuperează banii de la cetățeni. Prin taxa de salubritate. Poftim? Eu vă întreb ceva. Dumneavoastră care locuiți în acest oraș, în care avem 260 de grămezi de gunoi în tot orașul, vă întrebați pe mine dacă e un risc așa ceva, nu este ceea ce trebuie să fac pentru a avea orașul curat. Această societate Rosal a demonstrat de peste un an de zile că nu este capabilă să plătiți viitorul operator. Nu este capabilă să ridice gunoiul din municipiul Ploiești. În momentul în care se va propune această reziliere, va veni la pachet și cu modificarea bugetului, pentru ca inițial să susțină municipalitatea acest lucru și apoi, prin recuperarea banilor de la cetățeni, prin taxa de mediu... Să fie plătit viitoarea Da, garantez acest lucru.
Și revenind la ce ați spus mai devreme legat de... Dacă a întrebat Simona o chestie, cât ar costa ieșirea din ADI. A, ieșirea din ADI? Teoretic va costa exact investițiile făcute de către ADI, să spunem, în favoarea municipiului Ploiești. Una din ele, de exemplu, felia care ne revine. Una din cele mai mari felii care ne revine este, să spunem, suma care a fost alocată pentru ecologizarea rampei, aproape 7 milioane de euro. În alt ordine de idei, vedeți dumneavoastră, ieșirea din ADI nu se face de dragul de a ieși din ADI, ci se face din niște motive care sunt extrem de obiective. Atât timp cât municipalitatea suferă din cauza faptului că un operator economic nu își îndeplinește obligațiile contractuale, iar ADI-ul nu este capabil să gestioneze acest lucru, nu cred că este de vină municipalitatea în condițiile astea că este din ADI și atunci, din punctul meu de vedere, nu cred că se poate impune municipalității vreo penalitate pentru acest lucru. Și ne vom lupta pentru acest lucru dacă se va ajunge aici. Au existat obiecțiuni la raportul Curții de Conturi și când anume a fost efectuat control? Controlul a fost efectuat în ultimele luni, da? În ultimele două luni de zile. Încă suntem în termenul în care se pot depune contestații cu privire la acest raport. Vor fi depuse contestații? Cine anume are cine anume va putea... Orice persoană care se consideră lezată de ceea ce spune Curtea de Conturi, Camera de Conturi Prahova, de să înțeleg că și RASP-ul poate depune contestații pe acest raport. Legat de ridicarea deșeurilor, care sunt măsurile la ora actuală pentru a scăpa de aceste gunoaie? Ce anume face primăria pentru, nu știu, să monitorizeze? Noi monitorizăm permanent această situație, solicităm respectarea, avem 10 de adrese trimise către ADI de nerespectarea programului de către această societate. Monitorizăm și colectarea deșeurilor de pe domeniul public pentru a nu fi încărcat suplimentar, așa cum am constatat, pentru că statistica nu are cum să se modifice, apropo de ce spunea mai devreme. Noi, orașul, da, sunt aceleași puncte negre, se ridică cam aceleași cantități, n-ai cum să ridici de 3 ori mai mult în trecut. Pe de altă parte, apropo de salubritate, anul trecut noi am avut pe curățenia căilor publice și tot ce a însemnat acest contract, 25 de milioane de lei. Vă întreb, și cam atât se discută de buget. Cumva este mult mai murdar orașul față de anul trecut? Nu, suntem în aceeași situație. Nu, e mai murdar. Dar cu tot respectul, este mult mai murdar. Nu, este mult mai murdar cu privire la colectarea din platformele de gunoi. Domnul primar, străzile sunt oribile. E murdar, să vă spun că e murdar, că e bălăria crescută pe lângă rigole, pe lângă borduri mai înaltă decât bordura. Situația în municipiul Ploiești. Deci este mult mai urât ca anul trecut. Dar principala problemă pe care o avem cu această colectare și cu situația de la... Avem, pe lângă aceste sesizări, am zeci, sute de sesizări de nerespectarea programului de către cetățeni. Poliția locală. Deci avem două puncte despre care eu vă vorbesc la toate conferințele de presă. Mi-am permis să pun și pe Facebook, poate vedeți și acolo. Zidari colți cu Sinaie, zidari colți cu Bănești. Sunt la doi pași de centru, de Bulevardul Republicii. Se depozitează canapele, WC-uri, fotolii, materiale de construcții. Locurile sunt arhicunoscute. De ce nu avem niște echipaje de poliție locală care să-i amendeze? Nu vă întreb de ce nu avem camere de luat vederi, că am înțeles că o să le avem la un moment dat. Dar până avem camere de luat vederi, băieții de se plimbă pe Republicii câte doi, de ce nu se pot plimba pe zidari? Avem patrule de poliție care se ocupă cu dedicație. Domnul, da? Primar, câte amenzi s-au dat pe zidari, Sinaie și Bănești? Nu știu să vă spun în momentul de față, dar dacă vreți o să verific la biroul de mediu din cadrul poliției locale. În schimb, în medie pe zi se dau între 5 și 10 amenzi, în funcție de cetățenii pe care noi îi depistăm, depozitează deșeuri în zone publice, pe întreg cuprinsul municipiului Ploiești.
probabil că sunt și în zona respectivă amenzi date către cetățeni care au făcut acest lucru. E, poliția locală nu vede nici căruțele în oraș, așa da, ce deci, mai de ce nu stă? Un gunoi. Deci vă puteți imagina niște depozite de înălțimea mea în acele colțuri? Deci undeva la 1,60 m, 1,70 m de gunoaie care apar în 24 de ore? Probabil că mă gândesc că dacă s-ar plimba un polițist pe acolo, alea sunt mai aduse și depozitate, nu inclusiv, sunt produse de oameni am făcut din inclusiv, zona. Am făcut inclusiv în anumite zone din municipiul Ploiești, unde se depozitează în mod constant, pândă. Cu polițiști îmbrăcați în civil. Am aminte care voia să ia firmă de pază privată, să pună detectiv particular, să facă pândă. Vreau să vă spun că cetățenii evită să mai depoziteze în spațiile respective, dar după ce poliția se duce în altă locație unde sunt astfel de situații, încep să depoziteze. Noi avem patrule, v-am spus, sunt sute de amenzi date anul acesta. Pe poate nu mai țineți pentru... să țin la ușă cinci polițiști la intrare, lăsați unul singur și... Restul să stea să păzească. Da, deci ceea ce ne spuneți dumneavoastră e așa, un pe fel ordine. De acceptați că asta e situația. Deci am acei polițiști, când sunt ei, nu se depune. Nu accept această depune, situație, doamnă. Nu. În momentul în care, în ultima perioadă de timp, noi acționăm și dăm amenzi de 10 ori mai multe decât se dădeau în anii trecuți și nu mai spunem ce s-a întâmplat înainte. Atunci, dacă nu acceptăm, în care... că suntem cei mai nesimțiți orășeni din România, că suntem în momentul ăsta unul din cele mai murdare orașe din România. Da. Și luăm, încercăm și ne luptăm ca să eliminăm aceste situații. Din păcate, acest operator nu sprijină rezolvarea acestei situații, din contră. El are obligație contractuală să facă acest lucru și nu o face. Pe de altă parte, Regia Autonomă de Servicii Publice, RASP-ul, care ar trebui să monitorizeze activitatea acestei societăți, o face în mod defectuos. De aceea am făcut toate aceste sesizări către toate instituțiile posibile și imposibile care pot lua măsuri în acest domeniu și voi veni inclusiv cu solicitare în cadrul Consiliului Local de modificare a organigramei, de desființare acestei regii de autonome de servicii publice, pentru că este total ineficientă pentru municipalitate, și de înființarea unui serviciu sau unei direcții în cadrul primăriei. Strict pe monitorizarea serviciilor de utilitate publică. Nu mă interesează cititul contoarelor din apartament sau alte lucruri sau nu știu ce compartiment media pe care și l-a făcut RASP-ul, care tot din banii cetățenilor sunt plătiți. Pe mine mă interesează strict monitorizarea și aplicarea legii în ceea ce privește serviciile de utilitate publică de această regie, care este total ineficient. De aceea voi veni în fața Consiliului Local să solicit aceste două lucruri. Am spus, sunt sesizate de către primărie, sunt transmise documente, nu vreau să comentez mai mult de atât. Când, ziua, luna, după ce s-au făcut acele constatări, cu situația din teren și, am spus, străzi care apăreau măturate și nu erau măturate, străzi care... Știți foarte bine că am spus și public când am constatat aceste lucruri, da? Străzi care erau confirmate că sunt măturate, dar ele, de fapt, nu puteai să intri nici măcar cu mașina pe străzile respective, pentru că erau lucrări de canalizare sau lucrări de reparație ale străzilor și așa mai departe. Da? Atunci când am constatat că se depun sau se consideră că, ca fiind deșeuri abandonate, inclusiv deșeurile menajere din jurul platformelor de gunoi, toate aceste lucruri. Sesizarea vizează RASP-ul sau operatorul de salubritate? Că până la urmă dumneavoastră spuneți că sesizarea se referă la cei care monitorizează și confirmă faptul că Rosalo a efectuat niște operațiuni pe teren care în realitate nu sunt. Așteptăm? Nu per capita, nu le-ați dat și numele, nu? Cine a semnat documentul? Se fac verificări în acest sens de către cei care sunt abilitați. Revenind la aceste sesizări ale cetățenilor, primăria are posibilitatea să, eu știu, în urma unei astfel de sesizări, să solicite operatorului să intervină în zona unde există reclamația depusă de cetățean, sau nu are această posibilitate?
Deci cetățeanul reclamă că într-o zonă există gunoi. Primăria are posibilitatea să-i solicite operatorului să intervină de urgență. Face lucrul acesta, permanent. Dar a ajuns dintr-o situație care ar trebui să fie inedită, dacă pot spune lucrul acesta, a devenit o situație obișnuită în care noi solicităm operatorului să intervină pe străzi unde sunt întârzieri și de 3, 4, 5 zile sunt întârzieri și de 2 săptămâni, spun oamenii. Sunt depuse în cât? Aceste 3000 de sesizări sunt depuse la sunt de fapt sesizări făcute telefonic la Regia Autonomă de Servicii. De la începutul anului și până în prezent. Deci 6 luni. Nu, 6 luni de zile. Acum dar numai, numai pe situația colectării deșeurilor. Sunt alte sesizări pentru alte probleme. Colectarea deșeurilor din pubele? Și sau din pubele, platforme de gunoi, din camerele de precolectare, de nerespectarea programului. Adică doar asta de la populație, nu pe ce... Nu, în ultima, în ultima perioadă de timp numărul lor a crescut simțitor, au fost mult mai puține. Era mult mai curat anul trecut. Dar noi vorbim în special de platformele de gunoi. Și din cauza aceasta se generează și gunoi pe stradă, pentru că nemai ridicându-se gunoiul de pe platforme, cetățeanul și, de exemplu, Rosalul ne ridicând la timp acel sac de gunoi în care introduce partea de deșeu pe care l-a măturat sau ceea ce se regăsește în coșul le stradal, da? le lasă acolo, nu le ridică la timp și atunci mai vine și mai vin cetățeni care nu se mai deplasează la mormanul de gunoi existent la platformă și lasă tot nu, acolo. Nu, vine și cu sacul de a doua zi și de a treia zi și atunci lângă un stâlp din ăla sunt 5 saci, semn că de 5 zile n-a trecut Rosalul pe acolo. În schimb, vine Regia Autonomă de Servicii Publice și spune că Rosalul și-a îndeplinit condițiile pe care noi le-am impus atunci când am solicitat rezilierea și termenul de conformare de 30 de zile. Este adevărat că în momentul de față RASP nu mai are posibilitatea de a da comandă pentru ridicarea gunoaielor abandonate în acele puncte negre? Dacă acest lucru ar fi adevărat, nu am mai avea deșeuri abandonate între 10 și 30 de tone ridicate în fiecare zi. Ceea ce am solicitat eu este că atunci când întâi se ridică deșeurile respective, sunt verificate de către colegi de mei din primărie aceste lucruri și apoi, deci se verificarea... emite, și apoi se emite acel bon care le permite decontarea acelor deșeuri abandonate ca să nu ne mai trezim că într-o zi s-au ridicat 150 de tone am de înțeles. Deșeuri abandonate. Deci vorbim care? Doar de monitorizarea exact a cantității de gunoi ridicate. Am avut luni anul trecut în care s-au ridicat aproape 3000 de tone de în deșeuri acte. Într-o lună, în condițiile în care deșeurile menajere ridicate din municipiul Ploiești sunt în medie de 4.000-5.000 de tone pe lună. Ce vă împiedică să fiți foarte exact? Cutărică, Gheorghe, cum l-o chema pe domnul acela sau doamna, a semnat pe, spre decontare 150, 500, 3.000 de tone. Deci ce vă împiedică? De ce simțiți nevoia într-o formă de fraternitate administrativă să protejați oamenii din administrație? Dacă era o formă de fraternitate administrativă, domnul primar, cu respect, primăria nu ar fi făcut toate aceste sesizări, iar eu vorbesc de absolut toți inspectorii care sunt în cadrul Regii Autonome de Servicii Publice. Cu respect, toți. Documentele despre care dumneavoastră mai voalați toți sau direct inspectorii vorbiți semnează, sunt semnate în clar. Toți deci sunt 7 inspectori, Gheorghe, Floricica, toți Maricica, inspectorii semnează, care au furat din banul public. Ce toți, să mai discutăm? Toți inspectorii care semnează aceste procese verbale, da, se regăsesc în cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice și toți semnează acele documente. Toți. Câți inspectori avem în cadrul regiei? 15. Pentru salubritate. Și toți au semnat toți au documente semnat. False. Și a început vreo toți au semnat documente nu, false. Vă rog să-mi răspundeți la întrebarea. Toți cei 15 au semnat documente false, cu cantități eronate, falsificate? Eu am sesizat la o parte din ei și am transmis mai departe. Dar n-ați primit un răspuns când am spus mai departe? Nu am primit niciun răspuns în acest sens. Ce facem?
facem cu plăștinii care nu au contract cu operatorul de salubritate? Mie ar conveni ca eu, plătitor al abonamentului, să plătesc prin municipalitate și pentru ei, la un moment dat. Adică de bugetul local. Hai, sunt două aspecte pe care trebuie să le discutăm. Și unul din aspecte l-am sesizat în momentul în care am discutat cu o serie de cetățeni. Operatorul economic evită să se ducă și să încheie contract în zonele în care știu că nu pot să-și strângă tarifele, pentru că atunci devine riscul lor conform contractului. Nu mai este riscul municipalității. Și atunci nu se duc la acele, în acele locuri, cartiere, în care știu că nu pot colecta tarifele de salubritate. Asta este un prim aspect. Cel de-al doilea aspect este faptul că am solicitat Regia Autonome de Servicii Publice să se ocupe de acest lucru începând de anul trecut. Începând de anul trecut, le-am pus la dispoziție, la începutul acestui an, o situație cu toate adresele de municipiu Ploiești pentru a verifica dacă la toate adresele există contract și, și le-am mai pus la dispoziție o situație cu numărul membrilor din fiecare gospodărie. Pentru a verifica alături de Rosal, pentru că ei au contractele și știu care este baza cu persoanele care sunt cu contract, dacă sunt anumite gospodării unde nu există o astfel de, nu există un astfel de contract sau dacă sunt persoane care nu sunt prinse în contract. Regia Autonomă a transmis către Rosal o situație cu 5.000 de adrese care nu apar a avea în baza de date a Rosalului contract. Iar răspunsul de la Rosal este de 200 de adrese pe care noi le-am deja am făcut formalitățile conform unei hotărâri de consiliu local pe care avem pentru astfel de situații, de a se impune acea taxă de salubritate pentru cei care nu au contract. Dar atât timp cât nu există, da, o colaborare din partea Rosalului pentru a identifica clar aceste persoane, este foarte dificil să o faci. Nu trebuie să uităm faptul că Rosalul are angajați care bat de în poartă în poartă ca să-și ridice, să li se achite tariful de salubritate. Atunci ei nu știu care sunt adresele la care nu au contract. De ce nu se duc acolo să insiste să facă contract? Pentru că vă spun, nu vor să-și asume faptul că de fapt și de drept acei cetățeni s-ar putea să nu le plătească contractul respectiv. Și atunci încearcă să lase pe umerii primăriei și acest aspect. Dar încă o dată vin și spun, am transmis Regiei Autonome de Servicii Publice datele cu privire la numărul de gospodării, la numărul de apartamente, da? Pentru a identifica cine nu are contract și cine are contract. Una dintre probleme ar fi și lipsa platformelor, cel puțin așa susțin cei care operează în Ploiești, faptul că din 1990 numărul acestora nu a crescut. Au fost identificate noi zone unde vor fi depozitate deșeuri menajere pentru populație? În primul rând, noi funcționăm cu același număr de platforme cu care funcționăm și acum 2 ani și acum 3 ani. Nu cred că în ultimii 2 ani de zile cantitățile de deșeuri au crescut exponențial, astfel încât să aceasta a crescut să fie, nivelul de trai, spun. Aceasta să fie, vezi, Doamne, problema generată în municipiul Ploiești, da? Pentru această situație. Nu. Problema principală este aceea că acest operator nu își îndeplinește graficul de lucru. Nu are capacitatea necesară, nu are utilajele necesare și așa mai departe. Referitor la platformele de gunoi, am venit cu o propunere, am transmis o solicitare de fapt către Regia Autonomă de Servicii Publice de a identifica 60 de locații acolo unde într-adevăr avem un număr mai mare de apartamente. Aceste locații au fost identificate, am solicitat de asemenea Direcției de Gestiune Patrimoniu și Direcției de Urbanism să verifice dacă nu sunt probleme în zonă cu rețele și așa mai departe pentru a realiza aceste platforme. Totodată am solicitat un modul pe care noi l-am pus pe strada Brumărilor pentru a vedea cum funcționa și să vedem dacă putem multiplica acel modul, da, pe care l-am dus acolo și care acel modul nici nu necesită o autorizare specială decât un aviz de mediu pentru a îndeplini niște condiții de distanță față de spațiile de locuit. Este... Dar, încă o dată vin și spun și subliniez, pe de o parte, față de 1990, populația este în scădere, pe de altă parte, avem același număr de platforme care l-aveam și acum 2 ani și acum 3 ani de zile,
Iar situația deșeurilor și colectării deșeurilor menajere nu ridica probleme pe care le ridica astăzi. Și nu cred că cetățenii produc exponențial sau de două ori mai multe deșeuri astfel încât să avem aceste situații. Din contră, operatorul nu realizează colectarea la timp. În alt ordine de idei, am venit către Rosal cu o serie de propuneri de a îmbunătăți platformele respective, de a reduce gardurile pentru ca cetățeanul să-i se permită cetățeanului să poată depozita deșeul în pubelă din orice latură a platformei respective și a nu mai fi obligat să intre în interiorul platformei de gunoi. De asemenea, le-am solicitat să crească numărul de pubele pe fiecare platformă. Dacă mergem acum pe teren, o să vedeți că sunt platforme unde, față de suprafața pe care o ai pe platforma respectivă, nici jumătate din suprafața respectivă sau, mă rog, din nu, nu este ocupată cu pubele. Cine să facă aceste investiții? Este în obligația Rosalului de a menține da, operaționale platformele respective, așa cum tot în obligația Rosalului este de a menține operaționale platformele care sunt îngropate și care, din păcate, o parte din ele sunt gripate și de aceea nu sunt utilizate de cetățeni. Întreabă cineva dacă cetățeanul care a plătit gunoiul poate fi despăgubit în vreun fel pentru faptul că nu i s-a asigurat acest serviciu de ridicare a gunoiului și unde anume ar putea să se adreseze primăria. Se poate adresa pe de o parte primăriei, pe de altă parte se poate adresa și Oficiului pentru Protecția Consumatorului. Ce este specific acestui tip de serviciu este faptul că fiecare cetățean în parte, sau mă rog, la nivelul fiecarei gospodării în parte, există un contract între, mă rog, reprezentantul gospodării respective și, și societate. Și atunci, fiind această relație directă, teoretic cetățeanul, dar noi putem, dacă suntem sesizați, să-i sprijinim în demersul pe care l-au și, bineînțeles, pot sesiza și au atribuții în acest sens cei de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului. Da. Legat de buget, spuneați dumneavoastră că foarte multe servicii publice au bugetul epuizat și, într-adevăr, am constatat lucrul acesta. Având în vedere că în luna mai, când s-a aprobat bugetul, sumele au fost oarecum cu mult mai mici față de prevederea față de anul trecut. Ce se poate face? Primăria Ploiești are posibilitatea unei rectificări de buget astfel încât sumele să fie asigurate pentru servicii atât... Sunt mai multe aspecte. În primul rând, v-am spus, o totală irresponsabilitate pe care au avut cei de la majoritatea PSD-ALDE din Consiliul Local atunci când au aprobat acea majoră de salarii. Da, atunci chiar a existat o garanție în Consiliul Local că nu vor fi influențate cheltuielile. Și atunci am spus foarte clar că ce soluții sunt. Vedeți dumneavoastră, în momentul în care unii fac o prostie și trebuie să vină alții să găsească soluții, deja lucrurile se complică. Asta nu înseamnă că nu caut și pentru o parte din ele am găsit soluții. Dar nu poți să faci, să în mod, nu știu, aproape aș spune voit. Pentru că atunci când s-au majorat salariile, am spus foarte clar, noi trebuie să avem, să fim prudenți. Situația care ne era prezentată la nivel de buget național nu era una care să ne fi fost favorabilă. Nu au luat în considerare aceste lucruri și acum avem o cheltuială în buget cu 25 de milioane de lei mai mare. Haideți să vedem ce facem cu, cu acești bani. Mai avem probleme cu iluminatul, adică încă 3 milioane de lei, sau mai avem probleme cu DDD-ul încă 3 milioane de lei, sau mai avem probleme să nu avem un buget, să spunem, adecvat pentru curățenirea căilor publice, sau avem probleme cu sumele aferente subvenției pentru transport, de exemplu, 25 de milioane de lei. Pe de altă parte, avem o totală irresponsabilitate din partea guvernului. Noi avem 3 luni de zile din acest an în care ne-am primit o cotă mai mică din impozitul pe venit. În loc de 60%, am primit 41,75%. Știți ce înseamnă asta pentru municipiul Ploiești? Nici mai mult, nici mai puțin decât în jur de între 15 și 20 de milioane de lei. Haideți să adunăm la 25 de milioane de lei iresponsabil votate de către majoritatea PSD-ALDE pentru majorări de salarii, încă 15-20 de milioane de lei, să vedem dacă cu 45 de milioane de lei exact duceam la bun sfârșit serviciile de utilitate publică. De ce credeți că facem demersuri prin AMR și mergem aproape săptămânal la Ministerul de Finanțe să ne cerem nu nimic în plus decât ceea ce era al nostru înapoi?
Noi, ca să ajungem la nivelul cotelor din 2017, trebuie să primim 67% din impozitul pe venit, fără a avea și cheltuiala pentru asistența socială din bugetul local. Până în 2018 a fost din bugetul național. Și în aceste condiții, în continuare, se simți că se poate plăti un nou aparat? Noi trebuie să ne primim acești bani, de aceea facem aceste solicitări. Avem promisiune din partea ministrului, premierului României, că acești bani vor fi dați înapoi. Cel puțin în cele 3 luni de zile, cota până la 60%. Este o promisiune făcută atât de premier, cât și de ministrul de finanțe. Între timp, ministrul de finanțe a uitat de această promisiune. Iar la ultima întâlnire pe care a avut-o AMR-ul la nivel de minister al finanțelor, a spus că poate acorda decât pentru lună. Lucru care este total inacceptabil pentru noi. Ni s-au tăiat sume importante de bani, multe primării, cred că peste 80% nu mai au bani de investiții, peste 60% nu au bani ca să își plătească serviciile, funcționarea și salarii în această țară. Da. Rămânem în Besna? Avem o rectificare pe data de 22 iulie. 22 iulie. Măcar nu mai vedeam gunoi. Sincer, nu am gustat această gunoi. Legat tot de buget, anul acesta estimați dacă vor fi fonduri suficiente pentru achiziționarea unui nou lot de autobuze în contractul semnat anul trecut. Au venit 10 autobuze la Ploiești, urmau să ajungă și... Știți foarte bine că am solicitat, așa cum am spus-o de fiecare dată, acest buget de austeritate care a fost generat de irresponsabilitatea celor din guvern și celor din Consiliul Local, a majorității din Consiliul Local, nu ne permite să avem investiții decât 10 milioane de lei anul acesta. Marea majoritate a investițiilor se referă la documentele necesare în vederea implementării proiectelor pe fonduri europene pentru care am aplicat și pentru care, pentru o parte din ele, deja am semnat contractele de finanțare. De aceea am solicitat, pentru că am anticipat acest lucru de anul trecut, un credit în care erau incluse și cele 40 de autobuze. Noi trebuie să uităm că aceste autobuze sunt componentă, o parte din valoarea acestor autobuze reprezintă componentă din proiectele pe fonduri europene. Pentru că introducerea managementului de trafic pentru cele 50 de autobuze se regăsea și în proiectul respectiv. I-am solicitat un credit în acest sens. Din păcate, el nu a fost aprobat. S-a aprobat o parte din creditul respectiv anul acesta, dar așa cum am spus-o anul trecut, să aprobăm cât mai repede acel credit și să demarăm cât mai repede procedurile în vederea obținerii lui, pentru anul 2019 și 2020, Ministerul de Finanțe nu mai aprobă portarea de credit decât începând cu anul 2021. Deci, practic, proiectul legat de accesarea unui credit pentru investiții în Ploiești a picat? Nu, există în momentul de față o aprobare dată de către Consiliul Local, dacă nu mă înșel eu, în luna mai, tardivă dată această aprobare, pentru că majoritatea PSD-ul n-a vrut mai devreme, fapt care ne-a împins cu posibilitatea de a obține acest credit de-abia în anul 2021. Înțeles. Iar investiții care sunt extrem de importante, nu le putem realiza în termen. La ultima ședință al Consiliului Județean, președintele Consiliului Județean a susținut că Ploieștiul are nevoie de cel puțin 4-5 milioane de lei pentru acel centru de radioterapie. În caz contrar, există riscul ca acel contract cu Banca Mondială să pice. Este adevărat sau nu? Consiliul Județean chiar se oferă să sprijine Ploieștiul în acest sens. Din partea Consiliului Județean vreo hotărâre de Consiliu prin care să vină cu sumele respective. De asemenea, există o promisiune din partea Consiliului Județean, știți foarte bine, atunci când s-a discutat cu Veolia, lungirea contractului, de a susține cu acea sumă cu care vine și municipalitatea, pentru termie. A suporta subvenția pe termie pentru anul 2019.
încă nu am văzut aceste hotărâri de consiliu local. Noi am făcut modificări în proiectele pe care le aveam pe creditul din Exim Bank, astfel încât să prindem și această investiție pentru a o putea demara. Din punctul nostru de vedere, am făcut toate demersurile necesare, am avut o licitație în acest sens și în momentul de față avem un operator economic care va construi, poate construi acest lucru. Trebuie să existe sursa financiară pentru a putea semna contract. Noi am făcut acest lucru, așteptăm aprobarea CAIL-ului, a Ministerului de Finanțe, să ne dea posibilitatea ca o parte din bani pe care le avem pe alte investiții să le ducem în această investiție, pentru că eu am considerat această investiție ca fiind poate una dintre cele mai importante la ora actuală pentru municipiul Ploiești. Știți foarte bine că sunt, din nefericire, sute de cazuri, da, de boli oncologice în care ploieștenii și prahovenii sunt nevoiți să se ducă fie la București, fie la Brașov. Centrele respective sunt supra-solicitate și, din păcate, foarte mulți dintre ei nu mai ajung să beneficieze de aceste servicii. Realizarea unui astfel de centru este o prioritate. Deci ne aflăm în situația în care licitația este finalizată, da. Avem un câștigător, avem, dar contractul nu poate fi semnat pentru că nu există prevederea bugetară. Bugetar. Din acest motiv am făcut aceste demersuri de modificare a unor proiecte din credit, da? Am tăiat o serie de proiecte care existau înainte și am pus aceste proiecte, acest proiect, pentru că îl consider o prioritate pentru sănătatea ploieștenilor.